Bună ziua, vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Gabriel Moraru și mă îndeletnicesc cu ceea ce se numește în limbajul nostru comun falsa aspirație către gloria literară. Sunt scriitor, critic și istoric literar. Am debutat, cum era și firesc, cu poezie în ceea ce urmează, vreau să vă vorbesc câteva lucruri despre cele 6 cărți ale mele apărute anul trecut. A fost un an prolific. Am debutat în februarie 2021, pardon, cu un volum de cronici Dosar critic e-creator, în care strâng câteva zeci de cronici scrise numai la cărți apărute la editura confratelui meu de la Baia Mare, Ion Romeo Roșianu, editura e-creator. După aceea, în aprilie 2021, am publicat această carte despre Mircea Eliade, că tot se împlineau 35 de ani de la moartea savantului și prozatorului. Cuprinde câteva studii de hermeneutică literară despre proza sa. Cartea a apărut la Aius, la Craiova. După aceea, în toamna anului trecut, am publicat câteva cărți de istorie literară și publicistică. O să încep mai întâi prin a vă prezenta Genuri nobile, carte de publicistică, apărut tot la editura e-creator de la Baia Mare și cuprinde cam tot ce am publicat în ultimul deceniu în diferite ziare, precum ziarul Roșerea în drum, dar și în Tellermanul Cultural, revista pe care o conduc de 5 ani de zile, și alte publicații, reviste culturale de prestigiu. De asemenea, sub egida revistei Tellermanul Cultural, am inaugurat această colecție de carte și am început cu o antologie, 10 poezi tellermaneni. Puteam să fac oricând o altă selecție cu alte 10 nume, dar pentru început i-am inclus pe cei care au publicat în paginile revistei Tellermanul Cultural de-a lungul timpului. Vor urma și alte antologii pe genuri, proză scurtă, publicistică, critică și istorie literară. De asemenea, la prietenul nostru de la Timișoara, Daniel Luca, la editura sa Castrul de Times, am publicat acest volum de versuri intitulat Fotopoeme și alte trăiri, o carte care cuprinde poezii mai scrise mai recent și unele chiar sub imperiul trăirilor de la Festivalul de Poezie Panorama, a cărei prima ediție s-a ținut la Ghilari, Hunedoara. Coperta este chiar... pe coperta apare chiar o fotografie făcută acolo. Și pe coperta a patra, eu în fața unui bloc de marmură, în care era de marmură de la Alun. După aceea, un volum de istorie literară. De fapt, e un proiect mai vast al meu, pe care l-am început în urmă cu vreo 5 ani, în 2016. E vorba despre istoria literaturii roșiene contemporane, o carte gândită și proiectată în 7 volume, din care au apărut doar 2, cel mai recent anul trecut. Aici sunt o serie de scriitori roșiorin consacrați, cum ar fi Constantin Ciubotaru, Marin Codreanu, Liviu Comșa sau Stan Vecristea, dar și alții care bat treptele afirmării, încercând să conturez un fel de geografie literară a locului. Cam atât despre cele 6 cărți
apărut anul trecut. Vreau să vă prezint în ceea ce urmează și revista Telomanul Cultural, o revistă care era chiar necesară în acest spațiu cultural roșorean, având în vedere densitatea de scriitorii pe metru sau centimetru pătrat, ca să glumim puțin. Și demonstrăm încă o dată că polul cultural telormănean este la Roșiului de Vede. Aici cam asta ar fi capitala culturală a județului nostru, deși sunt și alte vetre culturale de județ iarăși foarte importante, cum ar fi Alexandria, Turnu Măgurele sau unele localități rurale unde există mai multă emulație. De asemenea, țin să-i salut și pe cititorii revistei Litera 13 cu redactorul șef al acestei publicații. Am o prietenie și o colaborare strânsă în ultima vreme, dar oarecum legată și de faptul că acolo publică sau colaborează și foarte mulți teleromaneni, printre care îi amintesc aici pe Virgil Andronescu, pe Valeriu Găgiulescu, Dumitru Anghel, care e tot din teleroman, sau mai sunt și alți confrați din județul nostru. Ce aș putea să vă spun? Proiecte noi sunt destule. Numai să ne permită timpul și sănătatea să le ducem la capăt pe toate. Cel puțin în ceea ce privește revista Telemanul Cultural, vreau să vă spun că realizez acum un număr pe august în care va exista un dosar special Marin Preda, pentru că tot este centenarul nașterii sale, deși despre el s-a scris în ultima vreme cam prea puțin față de cât ar fi meritat, dar de asta este întotdeauna soarta valorilor, niciodată să fie respectate îndeajuns, dar bineînțeles ele vor fi cele care vor rămâne după ce va trece timpul, pentru că timpul, după cum bine se știe, este cel mai necruțător critic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți în continuare tot ceea ce ține de județul Teleorman în plan spiritual. Și nu uitați că omul sfințește locul, dar și cultura locului. Vă mulțumesc!